te recunoscut. Nu, nu, vreau să înțeleagă ce face. Aveți carnițele. Votați Partidul Verde Ecologist. Votați Partidul Verde Ecologist. Veniți să comunicați cu candidatele Olga Afanas, Natalia Iețco, Oleg Brega pe lista Partidului Verde Ecologist. Hop, se întrebe șef. Și părere are șef. Pentru că nu știu legea? Cel mai elementar? Da, da, cel mai des așa reacționează pentru că nu știi legea. Și întrebe... Nu trebuie să știi codul civil, procesual... Întrebi șeful și atunci șeful întrebi șeful lui și după aceea... Și să găsești vreo unul pe undeva care leacă știi ceva. Привет министру. Лидеру партии Верди Маринуци, фосту министру апарери. Nu-ți place discoteca? Și cum ai să votezi, doamne, dacă nu? Cum ai să votezi dacă nu știi ce se întâmplă? Bună, bună. Mă bucur. Вы это санкционировали, то есть акция? Зачем, да, вы... зачем санкционировали? Нет, если мы трое, мы да, не 50. Не, так не 50, но вы должно быть разрешение у вас. Нет, нет, мы кандидаты. Да, я понял, что вы кандидаты. Нет, это ваше право. Да, это согласно законодательству, вы имеете полное право доносить людям свою идею. Ну так. То, что вы лоббируете, скажем так. Кампания электорала. Так что не санкционированная, но по закону. Хорошего дня. И вам того же. Спасибо. Вот от партии Верди Экологист. Что ворбеште нума русеште? Да, образный, да, чисто. Эй, карабинер, ну и кер полицист. Poate militar în termen. Poate militar în termen. Supărați oamenii de ce nu vorbiți limba oficială? Oamenii supărați că de ce nu vorbiți românești, ați vorbit rusești cu mine. Limba de stat dacă e nevoie. Ei, el e supărat că ați vorbit rusești. Din orașul Bălț, din păcate, noastră trebuie, adică cunoașteți că populația orașului Bălț sunt mai multe vorbitori de limba rusă. Din păcate, asta da, și da, da. Pot și cu să comunic și în limba de stat și în limba rusă. Maladeț. Omul e mai principialnic și crede asta că numai... Asta la principiu și la individual, domnule. Da, da, da. Sănătate. Vorbește și românești. Da, e mai ușor, dacă e din Bălță, îți scrie mai ușor rusești. Chiar dacă aveți documentele în regulă, da, puteți să votați pe listă verde altă altor părți. Bine, știi. A, cancelara în Germania va fi verde, verde, asta, viitorul partid. Da, dar... Probabil, mult poate să întâmple, da. Nu a fost aleasă în septembrie, pentru alegeri. Nu. Eu sunt pentru poporul român. Pentru globalizare. Nu pentru globalizare, sunt contra globalizare. Uniunea Europeană este bună din faptul care contează globalizare. Și asta e minunat. În fel de regionalizare parte din globalizare. Cam asta e viitorul. Crezi că mai putem trăi în state-națiuni ca în secolul XIX? Putem să trăim în state-națiuni, poate, dar putem să ne păstrăm o leac de specific național. Un leac de specific toată lumea păstrează. Și islandezii o leac de specific, și britanicii, și scoțienii. La noi o leac cam de-am specificul național, că am s-o dus de râpine. Noi nu știm de unde venim și... Nu știu, tot găluși mâncăm sarmale turșești și ne mândrim cu ele și colaci tot așa. Adică nu știu ce specific național avem noi, să ne bătem copchii și nevasta. Asta e specificul național, să ne îmbătăm până ce căm pe jos, să bei jinul până în iarnă. Mărțișorul au și bulgarii și... Exact, da. Nu știu ce avem noi specific național. Știți cum... Avem specific național multe lucruri bune, nu vorbesc de lucruri rele. Da, costumul național e specific moldovenesc, e corect și noi îl păstrăm. Nu e vorba de asta. Sunt lucruri naționale foarte bune care trebuie păstrate, dar ele amus date la mare. Apărat și valori credeți că sunt importante?
valorile principale, în primul rând, familie dată la o parte, jocul de-a familie, ba e așa, ba e invers, ba unul vine cu o idee, altul vine cu alta, altul vine cu altă idee. Dar de-a nici nu mai poți fi familia ca înainte, nevasta spusă bărbatului, să stea la bucătărie, să fac copii. Asta mă refer, mă refer la familie normală, fără... Păi ce înseamnă normală? Fără promovări de este așa, de... homosexualitate și de tot felul. Dar homosexualitate... Homosexualitatea există, nu putem să o negăm. Dar de ce să o negăm? Păi, de ce să o negăm? Păi de ce să nu acceptăm? De ce să nu acceptăm? Toți trebuie să aibă drepturi, conform Constituției, da? Dar nu supra-drepturi. Dar care supra-drepturi? Dreptul la protez, de exemplu, și vrea mai mult decât dreptul la protest sau dreptul la familie, de ce unii au drept și alții nu? Dar de cine zici că nu? Păi înseamnă că exact ca Europa face, permitem drept la protest, drept la familie, adică nu mai mult decât avem... Să face o promovare, să face o suprapromovare în societate. Ceea ce nu este normal. Într-o societate democratică, dacă eu mă exprim vis-a-vis de lucrurile care mie nu-mi plac, eu sunt absolut pedepsit. În momentul când altul se exprimă... Nu, dacă te exprimi, nu ești pedepsit pentru exprimare. Libertatea de exprimare e permisă. Dacă eu, de exemplu, spun că mie nu-mi convine ca copilul meu la școală să învețe chestiile astea, atunci eu sunt aspru pedepsit. Cum? Cu ce te pedepsești? A fost părinți amendați, cum nu? Păi duceți-vă în Europa să vedeți. Nu au fost părinți amendați. Ce? Noi de unde venim? O 4 ani am trăit în Europa. Nu știu ce spun. Discriminare, părinți amendați. Fugăriți copiii din școală. Poate amendați că n-aveau grijă de copiii lor, sau îi punea stea în genunchi, cu pedepse din astea corporale, sau... Eu considerentul că și-a exprimat părerea că nu sunt de acord ca în școală să se predă obiectul respectiv. Păi dacă care obiectul respectiv? Obiectul cu drepturile omului sau cu sănătate reproductive sau despre ce? De este și obiect? Homosexualitatea? În Europa se predă lecții de homosexualitate. Se wow! Se predă educație sexuală. Educație sexuală în ce direcție? Educație reproductivă, pentru că România noi și în România avem cel mai înalt procent în europeană de femei, de fete minore gravide. De unde păi, se ia procent? Asta se reeduca în școală. Mame minore. Asta se educă la educație reproductivă. Dar nu se educă în Europa. Nu asta ba se educă. Da. Educ. Cât ați trăit dumneavoastră? Câți ani ați trăit în Europa? Eu am predat și am scris unde? Cursuri de educație sexuală reproductivă. Eu știu ce se predea dumneavoastră, în depinde și cu dumneavoastră puteți făcut. Și Natalia a făcut masterat în Spania și în Italia a învățat. Eu am trăit și eu în Ungaria, în Austria. Trăiesc în Marea Britanie de 4 ani. Am fost aici de când trăiesc în Marea Britanie, dacă am fost 3 săptămâni în țară, 4 ani de zile. Și eu am văzut ce se întâmplă. Am văzut ce se întâmplă și nu sunt de acord. E părerea mea personală, într-o democrație, eu cred că... Poți să nu fii de acord și nu cred că nimeni nu-ți poate interzice. Când m-am exprimat la capitolul ăsta, am fost aspru judecat de alții și am fost marginalizat. Criticat. Mă scuzați, asta nu e democrație. În cazul ăsta nu vorbim de democrație. Noi nu spunem că într-o societate anumită, într-o țară anumită, democrație e perfectă. Ce înseamnă democrație? Dar pe democrație... Majoritatea... Pluralism de opinii. Da. Și când majoritatea spune nu, 51 plus... Dar nu poți spune nu majoritatea drepturilor minorităților. Că toți au drepturile. Despre drepturi nu poți spune nu, nu le poți scoți la referendum, nu? Nu trebuie predat în școală obiectul respectiv. Da, dar educația pentru sănătate e necesară? Necesară, dar formulat atunci? Altfel. Dacă părintele vrea să fie formulat altfel și vorbim despre democrație... Trebuie modificat, sigur că da. Apoi de ce? Trebuie nu și părinții și ei sunt amendați? Cine a zis că englezii nu cred că sunt amendați. Nimeni nu spune lucrul. Eu vă spun că am dat ca exemplu. Sunt diferite opinii. De asta nu sunt de acord pentru Uniunea Europeană și nu sunt pro-rus. Englezii, apropo, au ieșit. Nu pot să fiu... Exact. Rămân din capul lor acum. Să vedem ce ori face. Și de când, apropo, de când au ieșit din Uniunea Europeană, în Anglia s-a început să schimba lucrurile spre bine. Mă rog, ei au ales, ei au votat și au asumat soarta, da. Spre bine. Dar noi vrem spre Europa. Vrem, suntem în stat democratic, nu? Da. Fiecare. O să facem referendum și o să decidă o majoritate. O majoritate, corect. La fel și cu unire, la fel și cu unire eventual. Cu LGBT-ul și majoritatea populației spune nu. Dar toți răchiesc despre democrație? Păi nu înțeleg democrația asta, nu înțeleg eu. Depinde ce nu, am zis, drepturile fundamentale nu poți le pui la referendum și spui nu. Eu nu pot să înțeleg tipul ăsta de democrație. Dar LGBT-ul e una, dar educația pentru sănătate, educația reproductivă e alta. Nu pot să înțeleg tipul ăsta de democrație.
omosexuală, o educație romantică. Nimeni nu neagă, nimeni nu neagă. Și probabil și în Dacia. Și noi și în Dacia, dar pur și simplu noi, biserica, societatea ne-o. Vreau să vă spun o chestie. Homosexualitatea a existat în trecut, dar a existat ca o formă de distracție, care a fost în rândul populației înalte și s-a distrat oamenii și au făcut. Așa a văzut lumea care era din afară că distracție. Nu, a fost da. Mâncăm și noi când înghețe. Și fiecare care a vrut să o practic, ce a practicat-o, așa vorbim despre ea. Este suc înghețe. Dar în momentul când vine și se bagă în societate și emblemele de la bancă sunt schimbate în tricolor, în curcubeu. Când mă scuzați, dar când e ziua familiei, de ce nu se schimbă la bancă? Dar spuneți-mi, cum vă numiți? Ca să mă Constantin, îmi pare bine. Constantin, dar oare e ok dacă eu, de exemplu, sunt homosexual sau nu? N-am nicio problemă. Pentru asta. Nu. Vreți mă înțelegeți? Sau marginalizată și... Nu, eu nu sunt și marginalizată. Noi suntem la fază... Nu, noi vă înțelegem. Ei și impun stilul lor de viață. Da, asta este. Se impun stilul de viață. De asta nu sunt nici eu de acord. Cu asta nu sunt de acord. Mă scuzați. Cu cine te pui în pat, asta e problema ta. În pat, măcar cățelușul tău. Dar nu ne-o pune nici în față. Nu știu, cățeluș, psicuța nu prea e moral și nici legal. Că cățelul nu poate fi stilul lor de viață în societate. Asta mă refer. Nu mă refer că să fii omorât, că să fii denigrat, că nu să îți permită să lucrezi. Doamne ferește! Dar nu vreau să se impună stilul ăsta de viață în societate. Și ce îți faci acum? Asta nu-i normal. Că nu faci asta... Nu, un băiat... Eu nu cred că are dreptate și nu cred că în Europa